Start. Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog. Prieteni, am ajuns și noi la localitatea La Sferbinți, celebra localitate de la Ilfov, de la serialul cu Gianni și cu Bobiță. Ia zile, Cristi! Eu cred că spatele tu este fratele Vasile, primarul. Prieteni, și avem aici și omul care a inventat toată șmecheria la Sferbinți. Ia spuneți, domnul, cum vă cheamă? Eu mă numesc Victor Jucănaru. Da. Sunt născut în 1 septembrie 1953. Da. Aici locuiesc din naștere. Da. De când v-ați născut aici, deci, nu? Deci dumneavoastră locuiți în La Sferbinți din naștere, de când v-ați născut, cu părinți tot de aici, sunteți locanii jet pe jet. Da. Aveți și vârsta de? 70 de ani. Mulți înainte, să fii sănătos. Mulțumesc la fel. Ia oprește, Cristi. Stai puțin. Deci dumneavoastră, spuneți-ne câteva detalii despre dumneavoastră. Spuneți-ne dacă sunteți căsătorit, dacă aveți... Nu sunt căsătorit deloc. Sau ați fost? Deci nu sunteți căsătorit? N-am fost. Ați fost niciodată cu nicio femeie? Nu. Am înțeles. Cum adică, n-ați fost cu nicio femeie? Dar pe mine nu m-a arătat. Nu. Șeful, vreau să te întreb și eu ceva. Dați-mi voie. Dar vine aici, Leo, vine aici. Două secunde, nu ne întrerupe. Celentano? Cum îl cheamă? Celentano, ce știți de Celentano? Ce știți de Celentano? Celentano, ăla care care bea, chiar bea. E prietenul noastră? Da. Dar îi da aspirina. Da. Primarul Vasile, cât și mai cât. I-ați văzut pe toți? Ba da! Dar tu ești fratele lui Celentano? A trebuit. Nu e, măi, fratele Vasile, la primarul. Dumneavoastră, ce știți despre acest film, La Sferbinți? Știu foarte multe. Spuneți-ne și nouă detalii, ce nu v-am văzut la televizor. Detalii... Puteți să ne împărtășiți așa niște secrete? Nu pot, că sunt prea multe. Începeți cu început. Și cu ce termin? Nu fac bun. Dar de ce nu se mai filmează aici? Au cerut chiriile mari sau cum? De când s-a făcut asfaltul, dacă mi-a spus cineva? Dați așa cum a zis că vă numiți? Victor. Victor, da. Șeful, am auzit că scrieți pentru ăștia de la Sferbinți poezii. Aoleo, nu știu cum, scuze-mă cu filmarea. Nu, ok, am oprit. Spune. Am oprit. Dar eu stau așa să fiu pregătit. Dacă vă aduc... Nu mă fac porniță de Victorie cu poezii. Dacă vă aduc ce am eu acolo... Adune, că nu e nicio problemă. Vreau, acum pregătit. Hai, că punem pauză acum și revenim. Să venim cu dumneavoastră? Ba da! Hai să... Vă speriați. Nu ne speriem. V-ați uitat șapca. Dar nu, că vin înapoi. Da. La Sferbinți, vedeți un domn de 70 de ani în toată... Auziți? Firea, în toată firea lui, ia uitați-l. Încet, încet, nu ne grăbim, prieteni. Avem și acolo domnul Lacu, cum se numește lacul ăsta de aici? Ia Lomița, nu? Barajul Dridu. Uite-mă. Da, prieteni, sunt foarte bucuros că am ajuns și eu aici la localitatea Barajul Dridu. Sferbinți. Barajul Dridu. Unde stați? Aici, pe dreapta. Hai să vedem. Dar de Leo de la Sehaia ați auzit? De ce? Leo de la Sehaia, știți? Parcă. El e acolo. Carmen Șerban ați auzit? Cum să nu? Care cântă muzică? Păi Leo de la Sehaia a fost... Eu l-a făcut-o celebru pe Carmen Șerban. Leo. Și Leo e la masă aici, a vorbit. Nu l-ați văzut? Cu el ați vorbit. Dar cine a știut? Păi acum știți. Deci îl știți pe Leo? Ba da. Ne întoarcem să-l vedeți mai bine. Hai. Ba da, că sunt singur. Sunt doi câini, ai grijă. Hau. Aveți doliu, va muri cineva? Nu e, mă, doamne. Ne pare rău. Fratele. Ne pare rău. Intrați dumneavoastră. Ba da. Capul mai ușor că e. Da, am văzut. Hai, dottorino. Da. E Bela. Ei, Bela. Bela Citadela. Ce fai, Bela? Bela Citadela. Vedeți unde locuiește un domn de 70 de ani? Da.
văd că are și el o gospodărie aici foarte aranjată, cât de cât pentru un domn de 70 de ani. Uite și flori aici. Care se întreține singur. Spuneți. Pensionar. Da. Ia uitați, are și el grădină. Am uitat cum le spune la florile astea, nu mai știu cum le spune. Mușcate, mușcate. Nu, astea? Astea? Mușcate. Astea? Nu sunt mușcate astea. A, nu, mă refer la astea. A, nu, dar astea ce sunt? Nu, a, crin, crin. A, așa, crin, crin, că da, nu mai crin, știam. Crin, crin. Că aveau și bunicii mei crin. A, așa. Da, mă, prieteni, este foarte frumos aici. Mie îmi place la dumneavoastră. Sunt în armonie cu natura, după cum da, se da, vede. Da. Hai să ne arătați poeziile alea da, sau da, ce? Da, da, acum, acum, acum. Să știți că eu vă filmez aici, o să vă vadă o întreagă lume. Bravo, domnul normal, Victor. Normal. Uitați-l. Da, prieteni, uitați ce frumos are aici și aranjat. Și încă mai durează. Vedeți, domnul Victor trăiește natural. La el acasă are gospodăria lui. Vedeți, în comuniune cu natura. Ce-a spus? A spus roșii, castraveți. Ba da, dar câte n-am pus? Ia să ne aduce și nouă. Să ne aduce și nouă poeziile care s-au inspirat cei din Las Ferbinți. Acum. Am cartofi dincolo. A, cartofi dincolo. Dar ce nu am? Da, da, da. Așteptăm. Ia stați. Hai să vă arăt și în casă, vă rog frumos. Haideți, haideți, poftiți. Hai, hai. Hai. Sunteți filmați? Foarte, da, 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 filmăm. Sunteți un domn foarte... foarte de treabă. Gospodar. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul Victor. Și vouă la fel. Mulțumim la fel. Și vouă la fel. Aici locuiește domnul Victor, prieten, este un domn foarte de treabă. Uite aici locuiește. Aici locuiește, are toate condițiile, văd. Mi-a spus toate gospodușile în fine, asta este. Nu contează. Da, 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 nu. Pentru o singură persoană, nu. Prieteni. Ah. Doamne, ce bine îmi pare că m-am filmat. Da, normal. Intrați pe YouTube? Vă vede, aveți vă internet? Vede. Internet? Sunt la Las Ferbinți. Ah, Las Ferbinți, da. Ok. La Las Ferbinți. Hai, internet, ce vreți să ne mai arătați, domnul Victor? Unde locuiesc eu? Da, okay. Domnul Victor. Ne face o adevărată plăcere să vă vedem aici, să vă arătăm publicului nostru. Doamne, de unde bani sunteți? Noi suntem din localitatea Strehaia, Mehedinți. El este nepotul lui Leo de la Strehaia, Cătălin. Olga de la Strehaia, o știți? Ba da. E mama lui Cătălin. Eu sunt copilul lui Olga, sora lui Leo. Numele meu este Cristi. Este Marinca, l-a fost cum o cunoască, mai știți? Nu mai știu. Cristi, nu contează. Încet, v-am obosit? Nu! Nu? Nu ne-am pus cheia din partea, veniți aici. Păi ca să ne arătați poeziile. Ba da, vin și cu alea acum. Ok, vedeți unde am pus cheia. Da, na. Prieteni, vedeți și aici? Este ce? O tabla înmulțirii. Da, 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 da. Da, da, da. Vezi? Nu filmează tu acolo, că eu filmez afară. Dar văd că aveți și niște vecini foarte amabili aici. Ba da, ba da. Aveți oameni de treabă. Toți oamenii sunt foarte cum se cade în localitatea aici. Aici locuiesc. Da, văd că aveți curat. Deci 70 de ani. Aici a murit fratele. Aici a murit fratele? N-am mai fost aici. Dați-mi foarte puțin. Foarte puțin, ok. Nu mai am fost de când am murit de una jumătate mai. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Aici a murit. Da, da, da. Aici am murit. Da, îl închideți. Puteți să închideți. Da, da, da. Aici am murit. Dacă doriți să luați acele poezii, să ne arătați și nouă și să le arătăm și lui domnul Leo. Ba da, ba da, ba da. Uf. Veniți în pace, vă rog frumos. Da, da. Aici am locuit până acum câteva zile. Că nu mai e aici, că a fost frig. Da, aici locuiți pe timp de iarnă. Da, 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 da. Văd că aveți sobă, frigider, televizor. Ce apă perete? Aveți icoane, da, da, mă scuzați. Sunteți un om credincios. Pe cuvânt. Foarte bine, să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul Victor. Mersi la fel. Mă bucur că am putut să intru aici în casă la dumneavoastră. Am televizor aici. Da, mă bucur că am putut să vă fac și dumneavoastră povestea cunoscută. Dacă vreți să ne spuneți câteva despre dumneavoastră, povestea dumneavoastră de viață. Stați un pic să
mergem dincolo. Da, sigur. Să vă arăt. Da, sigur, domnul Victor. Da, 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 da. Of, of, of. Încet, încet, nu e nicio grabă, domnul Victor. Nu mă grăbesc. Nu, nu? Nu. Nu. Totorino, avem da. Brațe aici. Avem da, da. Pe ghiță. L-am văzut pe ghiță și s-a urcat sus. Am crezut că da. Peste telefon. Aveți porc? Da, ba da, ba da. Foarte bine. Să vezi dacă... A avut porc în toți ani, în toți ani. În toți ani, bravo, să vă ajute Dumnezeu. Ai văzut poeziile? Încă nu. A, încă nu? Uite că aici sunt rațe, e și ghiță pe stânga. Stai să caute poeziile. Da? Să-mi caut. Bă, dacă știi că au apărut țânțarii? Ba da, e țânțar gârlă aici. Nu cred că mai pot să stau pe aici. Prieteni, avem și pe Cristi aici după noi. Stai să arăt. Da, mai filmat și pe mine Totorino? Da. Bravo. Punem un pic de pauză. V-au filmat și cei de la Las Ferbinți de la serial? Nu. Nu? De ce? N-a fost să fie. M-a filmat Impuls. Impuls, am înțeles. Da, da. Dar care e numele dumneavoastră de familie? Jugănaru. Jugănaru. Jugănaru Victor, nu? Da, da, da. Am înțeles. Da. Hai că vin acum, că era aici. Da, mai prieteni, are acest omuleț, are și el aici o proprietate, vedeți că o gospodărie. Face și el ce poate, ia uitați ce are pe aici așa. Văd că are și pruni, nu știu ce-s astea. Cultură. Cultură. Hai că mă strigă, mă duc la poartă. Să veniți înapoi. Hai, să vă grăbiți, vă rog, dacă puteți. Da, măi, prieteni, să mergem și noi afară. Să vedem ce mai face Leo. Iată, are doze. Și adună, e un... Ia uitați, suveniruri. Ce să ne luăm și noi de aici? Nu știu, să luăm Leo ceva. Uite, să luăm lui Leo de ceva? Uite, îi luăm pufuleț, cornuri, ce să-i luăm? Uite, prieten, la Las Ferbinți aici. Și fac filmare aici, nu? Dar cu cine credeți că suntem noi în mașină? Îl știți pe Leo? Îl știți pe Leo de la Strehaia? Mai fost pe aici? Dar n-am vrut să coboare acum, nu știu ce n-am vrut. În mașină? Da. Doamne, dar panoul ăsta unde este ăsta cu Las Ferbinți? Da, vezi că e Las Vegas. Da. E gen Las Vegas, nu, vezi? Nu are, nu știu unde. Nu e pe aici. La Bobiță e altul. La Bobiță unde este? Mai în față, nu? Spate-n spate. A, spate-n spate? Și cum ajungi noi acolo? Aici ce aveți în sticluțe? Țuică? E pe sub, dacă lăsați mașina la șosea, s-o las pe sub barieră. Uitați, vin și un... Sub barieră? Da, e un lanț. Da, unde mergem mai în față? Veniți la Las Ferbinți aici. Ia uitați ce găsiți. Okay, de toate. Prieteni, cam atât a fost vlogul de astăzi. Mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Pe data viitoare vă doresc multă, multă sănătate și tot binele din lume. La revedere!